Mie mi se pare că este o tragedie intrinsecă imensă să fii scriitor de comic books în România. Da. Să te uiți peste ocean să vezi existența, să știi că există acel ceva, pâinea aia imensă cu marmeladă și cu peanut butter jelly time, știi? Și vii în România și îți spui comic books. Îți dai seama, trebuie să fii extraordinar de pasionat de domeniu ca exact. Să fii în România și să vrei să faci comic books. Exact. Ăla care face comic books în România îi mânca comic books-uri pe pită, știi, toată exact. Ziua, deci exact. Altfel n-ai face, ar motiva altceva. S-ar putea să zic o chestie nasoală, dar din păcate nu știu dacă acum cu influența pe care o avem noi din exterior un comic românesc s-ar putea să mai aibă succes, că deja cam lumea care consumă comic books e familiară cu cam tot ce înseamnă comic books mondial. Da, dar asta pot să spun de la mine, că sunt atât de familiari încât au început să caut în extern. Știu de un Watchmen, știu de un V for Vendetta, știu de un Daredevil sau Deadpool. Întrebarea, Alex, ce vrei să spui? Vrei să spui că dacă noi mai putem schimba ceva în direcția asta sau ce? Nu, eu mă refeream, puneam pur și simplu în picioare să zic cu unui copil de care nu consumă comic books. Dacă eu acum aș avea, nu știu, Spider-Man, tot prin fuzia de Spider-Man, aș mai fi curios de Parapad.